în comparație cu fiecare numitor la rândul lui. Dar primim în comparație și vedem ce se rămâne. Da? Și găsim răspunsul. Prin comparație? Prin comparație cu fiecare numitor în parte descompus. Prin comparație cu fiecare numitor în parte descompus. Ei, de asemenea, ce merită de observat? Când după ce am plificat scrim, numărul mulțit cu toată chestia aceea de la numărător în paranteze, ca nu cumva să greșim. Găsim semnul, apropo, asta i-am zis. Da. Scriem așa, minus 2 ori, 5 x plus 1. Vedeți, de asta am pus așa. Minus 4 pe lângă, x exact. Minus 4. Da, îndată, deci, atenție, numărul care se amplifică se înmulțește cu toți termenii de la numărător. Da? Și atenție la legea semnelor. Atenție la legea semnelor. Altfel, jalt. Se greșește, să spunem. Ce sunt de greșit eu? Acum am scris la primul. 2x, cred că am scris minus, nu știu. Cred că mi-a dat 2x plus 2x, nu știu cum s-a întâmplat, mi-a dat minus 2x. Nu, 2x egal cu 36, așa mi-a dat. 2x egal cu 36. Uitați-vă la primul, domnul profesor. Final, la final. Primul, da. Mi-a dat 2x minus 14, deci uitați-vă. La mijloc, la mijloc. 2x minus... 14, e stat un pic mai sus. Acolo. Așa. La mi-a dat cu 2x egal cu 36. Minus 14. Da, egal cu minus 2x plus 22. Minus 2x plus 22. Nu știu cum s-a întâmplat doar acum cu vorbim. Și 4x egal cu 36. 2x egal cu 36 și am zis că x egal cu 30. Păi da. Nu știu cum s-a întâmplat, deci chiar nu știu cum, dar s-a întâmplat. Nu pot atentă pe final, o să ia 20, sutim 10, sutim 20. Deci, la fiecare chestiune de asta. Știu, dar nu știu, nu sunt. Ei, pe final îi ia, da. De, nu mai faptul că acolo ai obosit cu mulțările acelea. Exact. Stresul acumulat de acolo ți-a diminuat atenția. Deci a scăzut gradul de atenție. Am avut la următoare cât să vedeți la o scădere. Nu mai contează mie una. La fiecare te ia câte un pic, câte un pic și ai scris la 8 până cu ei. Deci, hai, nu mai contează. Să fii sănătoasă. Total. Ai muncit suficient? Învățăm de fiecare. Și trebuie să nu mai greșim data viitoare. Exact. Știi cum zice doamne, da? Și du-te și să nu mai păcătuiești. Da, am avut Termină. Da. Nu vine, știu că nu vine. Păcate. Deci fix. Ce-ai urmărit ceva? Da. Ți-ai găsit problema ce? Am făcut probleme care am făcut și eu. Da? Ai făcut aseară, deci urmărit lecția? Da. Păi, excepțional. Și mai făcut un lucru? Ca problemă. Nu în urma asta. Să spui și altor copii. Da. Să uite, nu să vină. Atenție, să spui să se uite cum te-ai uitat tu, bucuria că ai trăit tot. Spune și ce, de la ora cu la ora, chiar dacă nu se ajunge, că nu puteți să ajungi toți copiii, putem urmări lecția de acolo. Este minunat. Indirect, da? Poți să vei online, asta trebuie să spuneți. Și încă ceva. E creștinește asta să faci, e o faptă bună. Da? Este o faptă bună, prietenul Dumnezeu. Ajută-te alții. Da, da. Sunteți primei egoiști, ajutăm pe toți. Da. Următorul. Radical din 20.449. Da. Da, mă, subiectele din teză, da. Radical din... Subiectul numărul 3. Radical din 20.449. Plus... Radical din 285.156 minus radical din 54.289. Se redau cu. Da, trebuia extras fiecare. Nu aveau calculator, nu aveau nimic. Trebuia extras fiecare. Vă lasă. Și pe noi nu lăsat. O singură dată. Nu mi se pare corect. Nu e corect. Păi ori extrageți voi. Dacă aveam și un calculator, vă spunem. Păi asta era într-o secundă. Era un test foarte rapid și
putem să ne folosim. Păi da, dar nu vă ajută cu nimic asta. Bun, deci eu luăm și tragem de fiecare radical. Hai, cine... Cât e vot cât 90 minute, 50, pardon. 50. Da. O, sătiză la urmă 2 ore. Așa. Între grupi de câte două. Hai, cine lucrează? Hai, Tudor. Zi, Tudor. Radical din 20.449. Să tragem așa. L-am împărțit. 1. 1 ori 1. 1. O urăm pe 0,4. O dublăm pe... Domn profesor, o oră și 13. Da, oprește-o. Cap și vorbit. A,